Haideți să... ați văzut ordinea de zi. Începem cu... Sunteți de acord cu ea? Da. O secretar consemnați. Deci... să aprob ordinea de zi. Și că... care e de față, știi? Da. Doamna Nuța. Și... mai este suplimentarea, le-am explicat. Da, cu acele ăla pentru strugat, pentru implementarea... Și mai este și altul cu modificarea, vezi că sunt acolo, cu... trebuie să schimbăm denumirea și la noi, aia din august, ca să, din FGG, nu știu care, ca să-mi dea bani pe tractor. Da, fondul de garantare a creditului rural, modificarea prescurtării FG, FNG, CIM, în FGCR, IFN. Exact. Ele sunt transmise așa. Da, sunteți de acord și cu suplimentarea? Este un proiect de hotărâre prin care se aprobă... Strugari? Cu strugari vă spune acum. Haideți, doamnă! Când mai suntem pe aici, despre ce se spune. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Da? Bine, doamna Ceaușu. Dar ce faceți? M-a să învârăcit de tot. Apoi aveți căldură. Da, da, da. Și ați văzut șansa și ce-am deschis. Ordinea de zi. Și cu suplimentarea? Da, dar suplimentarea asta care a zis pentru strugari, ce... E aceeași veche poveste, nu e să mai s-o de câte ori ne-am hotărât cu strugari, cu crabă, cu bucățică. Noi îți facem o copie. Uite, domnul ce. Mai încoace, vină lângă mine. Băi, vină, te rog. Da, un pic, nu mă arunc așa, un orice. E aceeași veche de când de 3 ori am dat-o mă acum. Vrea crabă așa, vrea crabă așa. Se aprobă, deci... Proiectul de hotărâre în felul următor, privind aprobarea executării lucrărilor de construcții pentru alimentarea cu apa comunei Strugari, județul Bacău, pe teren în proprietate privată a comunei Scoțeni, în suprafață de 1796 metri pătrați, identificat prin carte funciară 6195. Asta este... Spune, lucrările se aprobă executarea lucrărilor de construcții pentru alimentare cu apă, lucrările de se execută pe terenul proprietate privată al comunei Scorțeni, județul Bacău, terenul suprafață de 1796. Are care tot ce trebuie. Da. Foarte bine, foarte treabă. Deci sunteți de acord și cu suplimentarea. Da. Trecem la... Haideți ca să-i dau drumul la ședință, ca să vedem cum facem. Da. Haideți să spun în felul următor. Noi suntem aici împreună toți. Haideți da. Să... Domnul Cipcă. Sunteți de acord cu suplimentarea și cu... Sunt de acord. Așa, ok. Bun. Trecem la articolul 1, la aprobarea procesului verbal la ședinții din data 12.07.2023 și 31.08.2023 a Consiliului Local de Conținut. De acord. Da, sunt cine este pentru? Sunt de acord. Sunt de acord. Cu două procese. Da. 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 Punem doar dar la toți. 1, 1, 2, 3, 4. Da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna august 2023, conform anexei parte integrată din prezentul contract. Cine este de acord? Da. Toată lumea, aici da. Să știe. Da, este Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant al UAT Comuna Scorțeni, județul Bacău, și a unui consilier local din cadrul Consiliului Local Scorțeni, care să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni pentru anul 2023-2024. Aici știu că în trecut a fost domnul Palcău desemnat. Dacă acum aveți propuneri sau... Da, din partea nu, avem propuneri. Da. Păi nu, dar n-aș hotărâre. Sunt noi să propunem pe Ionos. Da, care de copii și smi și el o să... Are și copii omul la școală. Deci facem modificare la punctul 3. Modificare... Da, proiect de hotărâre privind înlocuirea. Ai fost acolo, te-ai dat? Da? Locuirea domnului. Bă, vreau să întrebați celălalt telefonic. Absolut, dar domnul. Chiar vreau să rămâneți aici. Palcă, lucru, domnul Cipcă. Și... Bun, până aici am rezolvat-o. Avem suplimentarea, nu? Aveți suplimentare. Dar trebuie să ne pronunțăm asupra ei. Deci sunteți de acord ca domnul Cipcă. Și eu sunt de acord ca domnul Cipcă să facă parte din Consiliu. Păi nu, am pus modificare proiectul de hotărâri. Da. Da. O să locuim în hotărâri. Proiectul rămâne așa, numai că să aducem un amendament aici. Trecem la articolul 4. La proiect de hotărâri privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru domnul Antonie Gură. Guță.
Guță, ai scriură, Gigi, așa scrie. Domiciliat în stat Sărat, acum la Sărat, strada Azorului în 24, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru înmormântarea defunctului Sândulache Daniel, cu ultimul domiciliu în stat Grigorin, comuna Scoțeni, județul Bacău. Eu nu sunt împotriva acestei hotărâri, pentru că domnul Dano, cum îi spuneam noi, are proprietăți imobiliare. De raza așa și domnul Andoni nu cred că are o situație materială încât să se impună. Nu facem un obicei din treaba asta, o tradiție pentru darea nu știu bani, să încercăm să căutăm și exact. Toate care, linii... care chiar au nevoie. Da. Eu sunt împotriva acestui proiect, vă rog să te împotriva. Nu, eu sunt de acord și eu eram împotrivit, dar am fost... Stați, domnul Rotariu, nu, vot este, vot nu. Domnul Cip, doamna Vici. Eu sunt de acord și eu mă gândeam că nu, dar să-i dăm banii, da. Am fost acum și a făcut el singur, are un singur pat domnul ăsta, plecată pe străinătate, nu a venit nici la mormântare, nici nimica. Și el a făcut singurul pomană, mâine îi face de 40 de zile, chiar oamenii l-au felicitat și chiar am vorbit cu oamenii. Acum am fost să văd proprietatea și așa. Și faptul că a făcut o pomană și asta e. Dar urmă, eu am și o întrebare. Aici persoana asta care e decedată nu are pe nimeni decât pe... Nu-i rămas casă, nu-i rămas... Are două proprietăți, are două. Are pământ, casă, are o casă, are, deci, are, două. Are o casă de 350 de metri, m-am uitat aici la primărie și 600 de metri... pământ. Deci cineva va moștenește și va avea... Cine avea? Zis că avea o fată. Are o fată plecată în Spania de 100 de ani care nu a venit nici la mormântare. Aici, în raportul ăsta de specialitate, eu v-am spus ce am fost eu pe loc în dimineața asta și ce am aflat. Are un copil. Când a fost căsătorit, s-o fi despărțit cine știe ce așa, dar are un copil, are o fată care e plecată în Spania. Eu am fost acum dimineața și m-am interesat. De asta vă zic. Și dacă o... Nu vezi de 30 de ani, nu mai e aici. Da. Eu nu sunt de acord cu asta. Nu. Motivul că el are proprietăți, poate cineva să le vândă, o să-i vină bani din bun. Da, o să-i vină bani, el asta no. Fixă. Domnul Gigi Andoni este un om destul de gospodar, din câte eu știm așa. Și nu cred că se pretează la o sumă de 2500 de lei pentru... Deci ești împotrivă, da? Da. Deci punem nu. Eu mă abțin și eu pentru că am avut un vecin care tot la fel s-a făcut, a avut numai pensie, a fost și nu i s-a aprobat, nu s-a... Așa. Da, sunt și eu împotrivă acestui proiect, pentru că se cam bat capul. Sau dacă era persoana asta care l-a mormântat și a făcut, era atât din acolo și a făcut cum a putut, așa, da, eram de acord, dar așa pe când... Zic și eu că e... Da, asta... Acum nu știu dacă... Doamne, este... Este votul ăsta. Trecem la suplimentarea proiectele care au fost suplimentate. Avem proiect de hotărâre prin aprobarea executării lucrărilor de construcții de alimentare cu apă a comunist, Struga, județul Bacău, teren proprietate privată a comunist, Corțeni, județul Bacău, în suprafață de 1796 metri pătrați, identificat prin carte funciară 60195. Cred că știți despre ce este vorba, după cum vă explicați, domnul secretar. Doamna, nu s-a secretar. Fie în carte cealaltă. Da. Cine este pentru? Doamna Nuța. Eu sunt pentru, da. Domnul... Da, sunt de acord. Sunt de acord, da. Da. Dacă... Da. Deci, oamenii au început lucrările, trebuie să se termine, nu? Și noi dacă am fi situația... Păi dați-mi iată, mi-ați trebuit și de strugar. Poate trage în casă, de strugar, nu? Dacă strugar e mai mult, păi... Pare... Bun. Suplimentarea a doua. Da. Aia care v-am dat ori dumneavoastră. Trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentat. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării HCL-ului 39. Din 31-8-2023, din formularea Fondului Național de Garantare a Creditului pentru Instituții Mici și Mijlocii, în formularea Fondului de Garantare a Creditului Rural și modificarea prescurtării FNGCIMMMSAIFN în FGCRIFNSA. Aici cred că... Aici modificarea asta în urmă... Este venit la adresă de la ei care să schimbăm astea ca să-mi dea banii pe... Cred că ordonatorul de credit care a acordat finanțarea și-a schimbat denumirea. Da, și atunci în toate documentele trebuie să apară noua denumire a celui care scoatem banii care am băsat pentru tractor. Eu asta nu înțeleg o chestie. Adică una e să ai finanțare, da?
și nu să fie Fondul Național de Garantare a Creditelor. Aici e întrebarea mea. Una este să fie garantarea creditelor și una este să fie finanțare de stat. Este raport de specialitate acolo la Fondul Național de Garantare a Creditelor. Adică ce credit garantează IMM-ul respectiv? Raportul de specialitate spune următoarele, privind aprobarea HCL-ului. Raport de specialitate privind aprobarea HCL-ului 39 din 39-2023, având în vedere necesitatea modificării HCL-ului, prin care se modifică denumirea, dar și prescurtarea acestora denumiri din articolul 2 din hotărârea mai sus menționată, necesar pentru primirea avansului de la AFIRP la proiectul achiziții tractor cu accesorii, dotare UAT Comuna Scoțeni, județul Bacău. Având în vedere cele menționate mai sus, este necesar să promovați să spuneți aprobării un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL-ului. Deci este vorba despre tractori. Care este primit? Câți bani sunt? Câți bani costă tractorul și câți primim? Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta. De exemplu, domn secretar, de exemplu, când vine, de exemplu, un proiect de hotărâre de genul ăsta spre dezbatere în Consiliul Local, ar trebui, părerea mea, să puneți inclusiv adresa care vine de la societatea respectivă. Da, eu mă cred pe dumneavoastră, dar problema este că compartimentul de resort, el a zis, domnule, și-a trimis adresa. Nu, dar este aici... Nu trebuie să știm și noi câți bani sunt, nu, numai modificarea HCL-ului, că doar astea se pot pune și pe site. Astea se pot pune pe site și cu modificarea... Nu știu dacă e aici sau... Deci având în vedere modificarea, nu avem nimic împotrivă. Se modifică. Sunt nicalifice. Și câți bani sunt? Asta să știm, să vedem și noi cât costă. Problema este că am văzut foarte multe articole de legi, foarte multe. Noi n-am studiat tot legile care sunt date aici și nu știm exact ce... Proiectul, practic, prin ce? Este proiectul vechi care este... Nu, am vrut să mă dimit mai denumirile astea. El e făcut prin... prima denumire care trebuie să schimbe acum, bănuiesc, nu? E Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Adică nu scrie că e AFIR, că e POIR, că e SEA, licitații, că e... La CNI, că e GAL, că e... Adică s-o grămadă de... Nu, adică am dat exemple de... Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Formularea fondului de garantare adică să legem că e schimbarea denumirii firmelor, dar aici apare și din credit, tot prin credit. Nu, dar nu este aprobarea unui credit, adică e clar că nu aprobarea unui credit. Nu e cu aprobarea unui credit, dar adică nu știu cum o... Schimbarea unei denumiri, așa o cerut, așa o făcut procedura. Cine hotărârea asta care e? Da, raport de specialitate, vă gândi turnii de Alexandru. Da, adică l-am sunat pe WhatsApp, dar am să sun pe numărul de telefon. Bună dimineața, Alex. Alex, te deranjez și eu cu o problemă. Suntem în ședința de Consiliu Local, mă auzi? Suntem în ședința de Consiliu Local, sunt și domnii consilieri, o parte din domnii consilieri prezenți și am vrea să ne lămurești puțin cu proiectul ăsta de hotărâri privind schimbarea denumirii din Fondul Național de Garantare a Creditelor IMM în Fondul de Garantare a Creditelor Rural. Avansul de 50% pentru tractori de la AFIR, ca să cerim avansul, trebuie scrisoare de garanții. Scrisoarea de garanții este de la instituțiile astea, cum e FNGC-IMM, cum e FGCR-ul ăsta. Prima instituție nu ne acceptă scoatem scrisoare din garanții din cauza că pe certificatul fiscal apare o amendă de 35.000 de lei de la AFIR Români. Am înțeles. Care e contestată. Da. Eu am certificat de grefă precum că e contestată, dar totuși ei
și cei de la Bucăriu și cei de la Bacău, zic că noi nu acceptăm, că totuși apar datorii și nu vrem să ne riscăm. Am înțeles. Alex, să ne clarificăm. Noi dăm scrisoarea de garanție, ei ne-au livrat tractorul și urmează să facem plățile în viitor, să înțeleg, nu? Ideea e în felul următor. Scrisoarea de garanție o dă o instituție din asta. Da. Nu-i FNC de IMM, da? Da, sau da, corect. Sau băncile, da. 1.039 de lei, mi dă o scrisoare de garanție, precum că în caz de noi nu putem să achităm la fiat, achită ei cum ar veni. Am înțeles, da. Deci asta e. Contractul meu de 1.039 de lei. Asta e costul scrisorii de garanție. 50% din bani. Cât sunt banii? Alex, ai cumva idee care e costul total al tractorului, adică care e suma care se garantează prin scrisoarea de garanție? Pe scrisoarea de garanție se garantează 50% exact cum era la prima hotărâre. E 98.900. 98.900 reprezentând 50%, nu? Da, e 49%, nu chiar 50%. Am înțeles, da, da. Deci tractorul ar fi undeva la aproape 200.000 de lei. Da. Asta vorbim cu tractor, cu tot cu dotări. Okay, eu m-am lămurit, dacă mai au domnii consilieri întrebări. Costurile, practic, a zis 1.039 de lei, da? Inițial, pentru... Da, inițial. Aia e garanții, nu? Taxa care se achită către ei să ne dea scrisoarea de garanții. Ok. În momentul în care, nu știu, peste o lună, peste două, este trecut un termen în, până când trebuie achitate sumele respective sau intră anumite costuri, anumite dobânzi. Nu, adică el spune valabilitatea scrisorii de garanție care este. În cât timp nu, scrisorii de garanție valabile 6 luni de zile. Am înțeles. Noi 6 luni de zile primim banii de la FIR. După aia nu mai are treabă. Ok, dacă până în 6 luni noi nu luăm banii de la FIR. Dar noi dacă depunem astea, am luat loc. Adică trimitem cererii. Suntem eligibili. Dacă noi luăm de la FIR, asta este. Cerim comisionul înapoi. De 1.039 de lei. Și facem plățile noi. Adică tot noi oricum le facem, dar nu mai e garanția. Practic, ce a zis acum că luăm comisionul înapoi, nu merge. Pentru că noi, ăia garantează pentru noi pentru suma asta modică, de 1.000 de lei. Garantează 98.000. Da, 98.000 pentru 1.000 de lei care dăm noi inițial. Nu, băi, taxa. Dacă luăm 49% ăștia inițial, o să vină 98.900, mai spunem de la noi un miliard și un pic, achităm tot, trimitem la fie dovada plății la tot și el să ne trimite restul de bani. De unde pun miliard? Și ne ușurează până la buget. Ca să nu achităm noi acum 2 miliarde de loc, asta e pe PNRR, nu? PNDR. Achiziția, știi cumva pe ce s-a făcut, pe ce program de finanțare? PNRR, Angel Salini, PNRR, pe ce este? Întreabă domnul. Tractorul? Da. PNDR. PNDR. Ia fiu. PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Bingham. Mai aveți alte clarificări? Nu, atât. Alex, mulțumim frumos! Mulțumim! Te salut! Bun, trecem la vot. Cine este pentru proiect? Da. Eu sunt de acord. Și eu sunt de acord. Dacă va fi exact cum s-a zis cu contravalarea respectivă de 1.000 de lei, dacă vor apărea costuri suplimentare, nu știu, eu acolo zic, nu știu cum se folosește, cu scrisoare de garanție, că îți garantează ei Eu nu 100.000 de lei pentru, doar pentru suma aia modică. Oricum, de proiectul de hotărâre este privind aprobarea modificării HCL-ului din formularea în. Deci, probabil nu e atribut, este făcut deja. Da, nu e în atributul nostru dispoziția de plată sau... Noi asta aprobăm acum, dacă să acceptăm modificarea sau nu. Da, asta puteți discuta cu domnul primar și să-i cereți explicații. Domnul Jeușu? Da. Cu doamna contabilă care... Așa? Da. Așa? Cine mai rămas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu, cred. E cel mai mare genunchi, dar auzi. De cât îi văd acolo, eu era trecut. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să trec să încep să-i sun pe cei care... Da. Începem cu Toni Beța. 0741
Domnul Toni nu răspunde, o să revenim cu el pe parcurs. Sau poate reveni dumneavoastră pe telefon. 075. Pe cine l-a luat, da, mă? Pe Bebeșor, pe domnul Bebe. 075-117. Domnul Bebe, George Rotariu sunt. Suntem în ședința de Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, care a spus tot primul. Sunt de acord. Chiar știu despre ce este vorba și sunt de acord cu toate. Bun. Am înțeles. Vreau să vă supun atenției că la proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant al OAT Comuna Scorțeni și a unui consilier local din cadrul Consiliului Local Scorțeni, care se fac parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni, s-a propus să facă parte domnul Cipcu Ionuț, să-l înlocuiască pe domnul Palcău. Cei consilierii prezenți de față au fost de acord cu această propunere, respectiv doamna Ceaușu, domnul Cipcă, doamna Avram și domnul Zanfirescu. Dacă și dumneavoastră sunteți sau... Da. Ok. Ar mai fi un proiectul de articolul 4, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru domnul Andoni Guță Gigi, pentru mormântarea lui Sândulache Daniel. S-a votat împotrivă de către mine, de către domnul Cipcă, de către domnul Zanfirescu și de doamna Avram, iar doamna Ceaușu a fost pentru. Vă rog să vă exprimați dumneavoastră votul. Eu mă abțin. Abține. Da. Au mai fost suplimentate cu două proiecte ordinea de zi, respectiv executarea lucrărilor de construcție pentru alimentare cu apă a Comunei Scorțeni, pe terenul proprietate privată a Comunei Scorțeni. Dacă sunteți de acord cu acest proiect? Da. Și sau a mai fost suplimentat ordinea de zi cu un proiect de hotărâre de modificare a denumirii Fondului Național de Garantare a Creditului pentru IMM, de garantare a creditului rural. Dacă sunteți de acord? Da, domnule. Vă mulțumesc. Mulțumesc și o sănătate și o revedere. Îl sunam pe Pavel Vasile. 0741 0741. 5 7 3 8 2. Ar fi fost bine să fi făcut o conferință cu toți cei care... Nu. Ar fi fost bine să mergem la Grigorian, la Cămin sau la Florești. Ar fi fost și mai bine. N-am știut nici eu. Până ieri la 12, n-am știut. Vă salut, domnul Pavel. George Rotariu mă numesc. Vă sun în legătură cu ședința din Consiliul Local. Da. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, respectiv acolo. Da, sunt de acord și cu ordinea de zi și cu proiectul. Am două observații să vă spun. La articolul 3, prin care s-a solicitat desemnarea unui reprezentant al OAT Comuna Scorțeni și a unui consilier local, din cadrul Consiliului Local Scorțeni, să fac parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni, s-a propus înlocuirea domnului Palcău cu domnul Cipcă. Aș vrea să vă exprimați punctul de vedere, să vă exprimați votul asupra acestei chestiuni. Dacă sunteți de acord cu înlocuirea, da, sau... Sunteți... Dacă domnul Cipcă își dorește treaba asta, sunt de acord. Da, domnul Cipcă este aici de față, împreună cu domnul Zanfirescu, cu doamna Ceaușu, doamna Avram. Și vă aud, sunteți pe difuzor. Am înțeles. Ok. Ar mai fi o singură observație la articolul 4,
din proiectul de hotărâri privind alocarea sumei de 2500 lei pentru domnul Andoni Guță Gigi. Consilierii de față, cu excepția doamnei Ceauș, au votat împotrivă acordării sumei de 2500 lei domnului Andoni Guță Gigi pentru mormântarea defunctului Sândulache Daniel, motivat de faptul că dumnealui are proprietăți, figurează cu o casă și cu teren la rolul agricol. Vreau să vă exprimați votul asupra acestui proiect. Domnul are proprietăți, adică nu e chiar așa de sărac, da? Da. Da. Deci se pot valorifica într-un fel sau altul proprietățile respective. Am înțeles. Ține. Au mai fost suplimentată ordinea de zi cu două proiecte. Știți de ele? Aprobarea cel cu denumirea, nu? Da, și cel cu alimentarea a comunii Scorțe, a comunii Strugari. Da. Sunteți de acord cu ele? Da, sunt de acord și cu acele. Vă mulțumesc mult. Pentru puțin o zi bun. Să trăiți, la revedere. La revedere. Franz Daniel, 078-78. Vă salut, domnul Franz, George Rotariu sunt. Vă sunt în legătură cu... Vă sunt în legătură cu ședința din Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu proiectele aflate pe ordinea de zi, respectiv aprobarea procesului verbal de ședință. Septembru. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport la personal didactic. La articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui reprezentant al UAT Scorțeni și a unui consilier local din cadrul Consiliului Local Scorțeni să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Strugari Scorțeni. A fost domnul Palcău, dar s-a propus domnul Cipcă pentru această desemnare. Majoritatea, toți consilierii care și-au exprimat votul până acum au fost de acord. Dacă nu sunteți de acord cu schimbarea sau... Da, sunt pentru. Sunteți pentru. Ar mai fi o observație la articolul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru domnul Andoni Guță Gigi. Da. Consilierii... Da. Sunteți pentru. Am înțeles. Ok. Mai sunt suplimentările de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre pentru executarea lucrării de construcții pentru alimentare cu apă a comunii Strugari pe terenul proprietatea comunii Scorțeni, dacă sunteți de acord. Și proiectul de aprobare a modificării HCL-ului de schimbarea denumirii din formularea Fondului Național de Garantare a Creditului IMM în formularea Fondului de Garantare a Creditului Rural. Da, vă mulțumesc, o zi frumoasă! O zi frumoasă! Urmează doamna Tamara. 751 55 Doamna Tamara are linia ocupată. O să revenim la dumne aici, la domnul Toni. Sunăm și domnul Undu. 0754 77 83 02. Vă salut, domnul Ondu, George Rotariu sunt. Salut. Vă sunt în legătură cu ședința de Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentările. Da, 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 am văzut că veniți o suplimentare. Sunt două suplimentări. Este vorba despre executarea lucrărilor de construcție pentru alimentare cu apa comunii Strugari pe terenul proprietatea comunii Scorțeni.
iar a doua suplimentar este de modificarea HCL-ului 39 din 39/2023 din formularea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM în formularea Fondului de Garantare a Creditelor Rural și modificarea prescurtărilor. Da, 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 și-au schimbat denumirea. Sunteți de acord? Da, da, sunt de acord cu toate proiectele. Aș vrea să vă fac două observații. La articolul 3 la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al OAT Ecom la Scorțeni și a unui consilier din cadrul Consiliului Local Scorțeni să facă parte din Consiliul de Administrație Școlii Gimnaziale Scorțeni, s-a propus domnul Cipcă să îl înlocuiască pe domnul Pancău, iar toți consilierii care au votat până acum au fost de acord. Dumneavoastră, cum vă poziționați? Altfel, dacă nu mai vrea, au copii acolo, ei știu și... Să-și administreze. Ok. Sunteți de acord. Ar mai fi o chestiune la articolul 4, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei pentru domnul Andoni Guță Gigi, pentru înmormântarea domnului Sândulache Daniel. Aici, consilierii care au votat până acum, cu excepția domnului Franț și a doamnei Ceauș, au votat pentru, iar restul s-au obținut sau au votat împotriva, motivat de faptul că Sândulache Daniel figurează cu bunuri la rolul agricol. Respectiv o casă și teren. Dumneavoastră, cum vă poziționați? Nu știu ce bunuri, ce valoare are. 600 de metri de pământ și casa. De obicei am dat bani tuturor celor care au cerut. Care au solicitat și au cerut. Și-au adus și bunuri. O adus și da, are. Bunuri are tot ce trebuie. Da, nu, eu sunt de acord. Sunteți de acord. La toată lumea. Am consemnat. Vă mulțumim frumos. Hai, o zi plăcută, doamne! La revedere! Eu sunam pe domnul Pacău. 07 233 9 Mă bucur că ați venit, că am scăpat de... Pacu telefon. Alo. Vă salut, domnul Pacău. George Rotariu sunt. Domnul Gheorghe, v-am văzut. Dar puteți să mă sunați în 5 minute? Suntem în ședința de Consiliul Local. Am înțeles, în 5 minute oare puteți să mă sunați, vorbiți cu altcineva și după aia revin. Da, mai este doamna. Ok, mai este doamna Faraonu, că eu nu o să revin la domnul Bența care nu a răspuns și o să revin la dumneavoastră, da? Mă rog, din inimă. Da. Mulțumesc frumos, o zi bună, papa. O sunăm pe doamna Faraonu. Faraon 0744 61 02 Alo. Salut, doamna Faraon, George Rotariu sunt. Vă sun în legătură cu ședința de Consiliul Local. Da. Suntem alături de domnii consilieri, doamna Ceaușu, doamna Avram, domnul Cipcă și domnul Zanfirescu, care sunt prezenți. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentările de pe ordinea de zi. Da, sunt de acord, da. Și cu ordinea și cu suplimentările. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu proiectele aflate pe ordinea de zi, respectiv aprobarea procesului verbal al ședinței din 12-7-31-8, da. Aprobarea proiectului privind decontarea cheltuielilor de transport. Da, sunt de acord. Aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al OAT Ecom la Scorțeni și a unui consilier local din cadrul Consiliului Local Scorțeni să fac parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni. Aici aș vrea să vă fac o observație în sensul că a fost domnul Palcău și s-a propus domnul Cipcă. Toți consilierii au fost de acord cu înlocuirea. Da, și eu sunt de acord. Da, sunt de acord. Ok. La articolul 4, proiect de hotărâre prin aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru domnul Andoni Guță Gigi, reprezintă ajutor de mormântare pentru defunctul Sândulache Daniel. Da, știu despre ce este vorba, da. Mă abțin, pentru că mă gândesc că chiar în cazuri extreme să facem ajutor. Într-adevăr, toți cei care au cerut au fost ajutați, dar nu chiar... Am înțeles. Nu sunteți singura, s-au mai abținut și alți consilieri. Eu am votat împotrivă, doamna Ceaușu și cu doamna și cu domnul Undu și cu domnul Franța au votat pentru. Da. Restul au votat împotrivă. Da.
Am înțeles. Celelalte două la suplimentare sunt de acord. S-a consemnat. Mulțumim frumos. Sănătate, mai bine. Frumos, la revedere. Revenim la domnul Beța. Domnul de la capăt, da. S-a învoit cumva? Nu, nu am sunat. Nu, la tine și nu sunt. Nu, vă rog să consemnați că a fost apelat de două ori, la intervale diferite. Dumnealui știa, are ascendent. Nu s-a învoit. Nu mai revenim la un al treilea telefon. Dacă între timp, până se închide ședința... Da. Sună iar câteva, da. Nu cred că mai are sens mai... Pentru că știa, adică... Apelul s-a... Nu a fost prezent la cele două apeluri. Mai apelez o dată. Da, și nu s-a învoit. La ore diferite. Diferite și... Comunica cu un punct de vedere. Da, sau nu pot veni că ceva s-a întâmplat, poate e plecată. Convocarea e dată de o săptămână. Suntem în termen. Revenim la doamna Tamara. Deci aici rămâne sub semnul întrebării dacă revine până la încheiere ședință. Da, dacă nu rămâne așa. Să rog mâinile, doamna Tamara. Bună ziua! George Rotariu sunt. Da, v-am recunoscut. Vă sunt în legătură în cu... Da. Vă sunt în legătură cu ședința de Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu proiectele... Da, sunt de acord și cu ordinea de zi și cu proiectele și votez da pentru toate. Am reținut. Aș vrea să vă fac două observații. La articolul 3, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al UAT și unui consilier local din cadrul Consiliului Local Sporțeni să facă parte din Consiliul de Administrație Școlii Gimnaziale Sporțeni, s-a propus domnul Circă. Da, știu, da, Palcău era trecut. Era domnul Palcău, dar s-a propus domnul Circă și toți consilierii, cu excepția domnului Toni Beța, care n-a răspuns la telefon, și a domnului Palcău, care n-a putut să vorbească, au fost de acord cu înlocuirea. Da, și eu sunt de acord, pentru că nu este și părinții, are legătură și cu școala, se interesează și este bun. Am consemnat punctul de vedere. Da, iar la articolul 4, pentru alocarea sumei 2500 de lei, domnului Andoni Guță. Da, și acolo, da, ok, am înțeles, s-a consemnat. Și cu toate sunt de acord. Bine, mulțumim. Bun, sănătate și numai bine. Pa, pa. Cu 5 minute pentru domnul Palcău? O trecut, 10 și 4, 10 și 11. Da, nu e nicio problemă, mai stăm 2-3 minute dacă e nevoie. Cred că eram trafic. Cine știe, sau avea pe cineva, am aflat. Alo, da. Domnul Palcău, puteți vorbi, am revenit. Bună ziua, da, da, gata. Da. V-am sunat în legătură cu ședința Consiliului Local. Da, spune, vă rog. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentările. Da, da. A, știți că sunt două suplimentări. Da. Cu dar nu acolo și când e de aprobat să-mi citiți punctele, că nu mai știu exact ordinea lor și ca să știu despre ce vorba. Ok, vă spun imediat. Articolul 1, procezele la ședinții din data de 12.07.2023 și 31.08.2023. Sunt de acord, da, le-am citit, sunt de acord. Articolul numărul 2 este proiect de hotărâre pentru aprobarea de contări cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic din cadrul școlii gimnaziale. Da, sunt de acord. La articolul 3, privind desemnarea unui reprezentant al UATE Comuna Scoțeni, județul Bacău, și a unui consilier local din cadrul Consiliului Local Scoțeni să fac parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scoțeni, aici s-a propus domnul Circă să vă înlocuiască pe dumneavoastră. Da, având în vedere că are doi copii la școală, e mai în măsură dumnealui să vadă ce se întâmplă pe acolo. Toți consilierii au fost de acord și cu acest proiect. Articolul 4
este un proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 2500 de lei pentru domnul Andoni Guță Gigi, ajutor, reprezentând ajutor din mormântare pentru defunctul Sândulache Daniel. Am văzut că domnul este de undeva din Sândulenci, nu? Cel care a făcut cererea. Este din Sărata, da. Da. Nu știu, aici aș vrea să mă abțin, în mare parte nu de acord, pentru că eu am fost cu cerere la domnul primar pentru niște bani pentru școală și mi s-au spus că nu sunt bani. Deci aș vrea să-mi justific și decizia. Deci mi-a explicat că nu sunt bani pentru... Nu sunteți singurul care a votat împotrivă sau s-au abținut. Ceilalți consilieri au votat împotrivă și s-au abținut. Sunt unii care au votat pentru, motivat de faptul că are bunuri la rolul agricol, respectiv o casă și teren. Da, eu am înțeles, dar având în vedere că s-o cer niște bani pentru școală, pe niște mărți pentru caloriferii și ăsta, mi s-a zis că nu sunt bani efectiv în bugetul UAT-ului, am să mă abțin, deci în mare parte nu sunt de acord. Am înțeles. Nu sunt de acord. Vot împotrivă. Da. La proiectul numărul 4, domnul Parcău. Trecem la suplimentarii. Avem un proiect de suplimentare pentru modificarea HCL-ului din 39 din 38-2023, din formularea Fondul Național de Garantare a Creditorilor pentru IMM, în formularea Fondului de Garantare a Creditului Rural și modificarea prescurt termenului. Da, este vorba pentru a înțelege și ceilalți care vor să citească acest proces verbal sau care se uite la ședințe televizate, se nu prea repede, este vorba despre vreun credit pe care le-a primăria scorțenă. Da, noi este vorba doar de schimbarea unei denumiri, unui organism care... Da. Noi ne-am clarificat, domnul Niță ne-a clarificat, inclusiv domnul Mihăiță este aici de față și vă aude, a votat pentru și dumnealui, deci lucrurile sunt clare. Este doar schimbarea denumirii, nu este garantare, da. Nu este vorba de... Da, să nu fie dubii să creadă că am îndatorat noi comuna Scorțeni cu niște credite care nu trebuie să... Am înțeles. Deci doar am făcut această clarificare ca să știe de ce e vorba... Am înțeles. ...virtuale urmăritori care ne vor asculta sau nu vedea. Da. Cum votați? Da, votez pentru acest proiect. Am înțeles. S-a consemnat. Trecem la ultimul proiect de pe ordinea de zi, suplimentar. Proiectul care a fost suplimentat ordinea de zi, proiect de hotărâri prin aprobarea executării lucrărilor de construcții pentru alimentare cu apa comunii Strugari, pe terenul proprietate privată a comunii Scorțeni. Da. Am consemnat, vă mulțumim frumos. Da, este domnul primar să-mi răspundă la niște întrebări acolo. Domnul primar nu este aici, sunt eu, domnul secretar, doamna Ceaușu, domnul Cipcă, domnul Zanferescu. Am înțeles. Deci când am fost la școală, s-au cerut anume niște bani pentru multe alte lucruri. Vreau domnul primar să clarifice, adică să auzim din gura lui că nu sunt efectiv banii pentru acele necesități. Rugămintea mea este ca la următoarea ședință să faceți propuneri de acordare a sumelor și cu siguranță o vom vota. Poate vine cu rectificare. Da, noi vom vota, domnul primar, noi că nu sunt bani efectiv pentru absolut nimic din cereri au avut școală acolo și sunt cereri absolut normale, deci nu este cereri ceva extra. Dacă au fost bani pentru acordarea ajutor din mormântare, găsim și pentru... În mod normal așa ar trebui, că copiii aceștia sunt viitorul nostru, trebuie să le acordăm o șansă sau condiții să-și desfășoare activitatea optim. Dacă nu sunt bani nici pentru ei, să mă trească Dumnezeu. Nu, noi... Da, deci la ședința următoare am să revin cu aceste... Da, și dacă domnul Cipcă, care este de față și face parte din Consiliu, ne poate spune exact suma de care are nevoie și să stabilim... Da, eu am notat că am venit cu cererea este... domnul primar, făceam eu parte din Consiliu atunci și eu am venit, na, s-a auzit noi școala cât putem, în măsura în care putem. Bineînțeles. Da, ok, poate... deci voi... O să vorbesc cu domnul Cipcă, el fiind reprezentant, și să vadă ce mi-a transmis doamna director cu doamna contabilă de la școală și vedem ce transmite domnul primar atunci, da? Da, sigur. Bine, mulțumim, la revedere. Mulțumesc, o zi bună, salutați pe toți de acolo din partea mea, o zi bună. Sunteți pe difuzor, toată lumea. Sănătate, la revedere. Haideți să mai revenim o dată la domnul Toni. Ultima strigare. E a patra oară. A treia, nu? A patra. Am mai sunat o dată, dar eu ne-am mai sunat între timp. Da. Când a venit și a patra oară. Vreau să fim de bună credință. Da, transparență. Asta e transparență. Așa mi se pare normal. Adică totuși, vedeți că au intervenit o grămadă de chestii care noi nu ne putea explica nimeni telefonic ca să ne... Foarte bine că ați venit. Să rămânească în fiecare parte, nu putea nici el. Pentru stăm. Pentru alte dăți să facem... Nu telefonic. Mai stați puțin, vă rog. Doamne, secretar, vreau să ne spuneți
care proiect a trecut și care nu a trecut în parte. Deci, toate aprobarea... au trecut în afară de, da. În afară de 25, 2500. Da. O să ne uităm aici să vedem. Nu, toate. Da. Le-am calculat eu. Nu, ca să, nu, nu, dar ăsta cu următoarea a trecut? Nu, nu, nu cred că ăla nu a trecut. Dar verific, ăsta cu următoarea, eu trebuie să trec, aia, trebuie să văd aici. Am înțeles. Cu următoarea, ia să facem așa. Haideți să o clarificăm. Așa, oricum trebuie să se nașă dumneavoastră rapoartele și deci, procesul. Hai să facem așa. Deci, prima dată și prima dată avem cu... Scris cu da. Cu da cu... și nu. Nu. Nu da să învătrei și restul... Nu, aici e problema. A fost împotrivă ăsta? La ce? Da. Deci. Au fost pentru, cred că doar... Trei, cred. Trei, da. Eu, Ondu și cu... Franz. Ia să vedem mai. Da. Pentru în următoare, da? Și Tamara, da. Și restul nu trebuie. Nu trebuie din start, cam trebuie. Ia să vedem. Ce avem aici? Nu, 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 nu avem doamna Ceaușu. Da? Nu? Tamara, da. Sarcini. Tot nu. În lucii, da. Corect. Așa. Am început Sarcini, da. Ce-am făcut? 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 Locuite de peste două luni, care trebuie să dăm 500 de milioane lei vechi la firma care o făcut și care îi face, care asta trebuie mai înaintea școlii. Da, dar 2500 de lei la școală, da, dar nu au ce face. Dar nu au ce face cu 2500 de lei, că lor le trebuie să-și milioane. Să-și ia pe o săptămână, două, o lună sau ce se ia? Ajunge, ce au nevoie. Dar nu au nevoie, au venit de la DSP și le-au spus că trebuie să... acoperi caloriferii, să nu băiată copiii, sunt, acolo sunt, n-au ce face pe țăvare. Camara și eu, văzut, dumne. Trebuie. Deci nu sunt consumabile, no. Este no, o sumă sunt, de investiții. Am înțeles, în jur de, am înțeles. De câteva am sute de milioane. Nu au ce face așa. Nu, nu, nu consumabile. Puși, crepte și așa mai departe, pixuri. Nu, două, trei, patru, mai departe. Eu, deci de două luni și ceva, trei luni aproape, nu avem becuri. Au mai venit iuri sau ars. N-au, au de dat 500 de milioane de euro. Pentru de următoare nu avem numai 4. Păi 4 a fost. Deci, acum am spus că nu a trecut. Nu a trecut proiectul. Deci asta... cu banii. Cu 2500 lei n-au ce faci nici... nici ca să iei masca pentru un caloriter. Eu am zis că... nu știu. Dar n-ai ce să faci. Nu, am zis că sunt pentru cheltuieli curente, adică, nu știu, pentru dezinfectant, pentru cretă, pentru... Nu le trebuie așa ceva. Sunt cheltuieli mari. Am înțeles că domnul doamna Căreușă, că aici am luat discuții și ședința trecută, apropo de terenul de acolo de sus, care din da, uite, bine că s-a ridicat o discuție. Sau am înțeles că, și mi-a spus, dânsa s-a recoltat de acolo, de pe teren. Și să vadă cum domnul primar se hotărăște și ce hotărâre să ia, în funcție, nu știu, că am ținut astea, i-ați dat și la instituții de statabilitate. Aia care mi-a fost recomandată. Poate să dacă niște studii da, uite, la fața locului, nu? Agenția Națională da. De... uite aici, răzbunătunele amicii. Da. Ei iau obligația. Ați făcut adresa, ați primit. Dar cum, dar nu, dar nu fac de atunci. Problema este că n-au bani. Nu, dar judecii răspuns dau. A, ați făcut adresa dumneavoastră și da, a rămână să... Dar eu ați zis bine, că ăștia... A făcut și omul adresă la ANIF și au venit anul trecut, sau cu 2 ani dacă nu mă știu. Că ne-am dat sumele alea de bani pentru să-și facă de grea. Dar nu e la IVC-ul de lege. Păi dai, doi, e același lucru. E același lucru. E același lucru, că e pe o parte la unul, pe o parte la altul. Ei, e la Paris. Da. Da, dar eu... Au venit cei de la ANIF. Au văzut despre ce este vorba. Nu, nu. Fix? Haideți, nu, ăsta e convocatorul. Nu, nu, nu. Unde e adevărul de la ANIF? La doamna... La doamna... Da. Da. Stai, stai, ia ziceți... Ia ziceți... Ia ziceți... Ce tare să vezi ce spune acum? Ce răzbun eu două... Dar nu, ca instituție. Asta l-am semnat ăla, da? Ați spus două? Ăsta faci. A, nu s-a lăscut, ia să zic eu. Da. Ha? Nu este problemă, o să luăm, o să luăm pereul ăla, păreoașul ăla,
să luăm în evidența OAT-ului ca fiind un torent, asta este un torent. Nu, nu, că se arată control la mine. Formează ocazional. Da, uite, alți trei rânduri acolo, dar vezi să scape de tine, asta e. Nu, dar atunci am văzut George, hai să-i dau drumul, ce răspuns ne dă. Da, și pe viitor, totuși, ședințele astea ordinare și când sunt atâtea proiecte discutat, ar fi bine de convocat fizic, să nu mai venim și să întrebăm noi de ce... Dumneavoastră ați văzut... Dar acum erau libere, e cald, e căminul cultural de la Grigoren, de la Florești. Discuții. Și eu de acord. Adică mi se pare normal să punem, de exemplu, și schimbarea lui Ionuț cu Adițiu. Dar știți, dacă noi eram în plen și discutam cu toți, da, atunci era este, așa ceva. Adică să nu mai apară suspiciune de genul că va fi ultima oară, părerea mea. Cu una, cu alta, cred. Eu așa. Nu, era meu de contul. Las că rămân cu linia juridică, am desemnat aici, dar greu. Nu, lasă aici și raportul. Unde e? Pune casa, nu, ia aia ce-am trimis noi și răspuns. Păi, haideți să semnezi și desemnat. Dar noi cred că le plecăm. Da, pe care o ședință închisă, domnul George. Vă salutăm și zi bună să aveți. Să trăiți. Mulțumim.